Sunt tensiuni în coaliția de guvernare pe tema locațiilor pentru copii. Ludovic Orban, liderul PNL, a anunțat ieri, fără echivoc, că nu sunt bani pentru a majora încă o dată alocațiile în acest an. Un anunț care a venit după ce cei de la USR Plus au făcut o mișcare populistă și s-au poziționat brusc în favoarea creșterii alocațiilor de la data de 1 iulie. Toate detaliile despre acest subiect vin chiar acum de la colega mea, Gabriela Del Pupo. Gabi, te rog, ce informații ai? Bună dimineața! Bun găsit! Trebuia să fie vorba despre o majorare de 20%, dar acest lucru nu se va întâmpla și știm că dacă nu va fi agreată în coaliție această măsură, guvernul este pregătit să intre cu o ordonanță de urgență care să practic să întârzie această mărire pentru la anul, după cum a declarat și Ludovic Orban. Acesta a spus că nu comentează despre poziționarea celorlalte partide și a îndemnat jurnaliștii să întrebe personal. De asemenea, acesta a argumentat prin faptul că nici măcar Germania, singura țară care a mai crescut alocațiile în plină criză economică, nu a putut să le crească cu foarte mult și trebuie să spunem că, de altfel, și Raluca Turcan la începutul anului preciza că vorbim de o singură mărire a alocațiilor, chiar dacă planul inițial era ca alocațiile să fie dublate pentru a respecta legea privind dublarea alocațiilor, dar etapizat, pentru că țara noastră nu își permitea acest impact, în 5 tranșe. Deja au fost realizate astfel două tranșe, anul trecut și anul acesta, și mai trebuiau, bineînțeles, încă o tranșă anul acesta și 20% anul viitor. Impactul bugetar al acestei măriri ar fi de 3 miliarde de lei, bani pe care în acest moment nu și permite guvernul. Astfel că, după cum am spus, se va acționa chiar cu ordonanță de urgență dacă va fi necesar.